România este al doilea mare exportator de grâu din Uniunea Europeană după Franța și totodată principalul exportator de porumb al Uniunii, conform datelor publicate de Comisia Europeană. Astfel, în sezonul 2021-2022, Franța a exportat o cantitate de peste 8 milioane de tone de grâu, iar România o cantitate de peste 6 milioane. Conform Digi24.ro, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene în sezonul 2021-2022, care s-a încheiat la data de 30 iunie, au urcat cu 6,8% până la 27,47 de milioane de tone, de la 25,71 de milioane de tone în sezonul 2020-2021, arată datele publicate de Comisia Europeană. De asemenea, datele Comisiei Europene arată că exporturile de porumb ale Uniunii Europene aproape s-au dublat, ajungând la 5,994 de milioane de tone în sezonul 2021-2022, de la 2,833 de milioane de tone exportate în sezonul precedent. La acest capitol, România este lider incontestabil în Uniunea Europeană, în condițiile în care a exportat 4,298 de milioane de tone de porumb, adică peste 71% din totalul de 5,994 de milioane de tone de porumb exportate de blocul comunitar în sezonul care tocmai s-a încheiat, informează Agirpres. Porumbul este totuși un produs pentru care Uniunea Europeană este un net importator, în special pentru a-și putea hrăni efectivele de animale. Importurile de porumb ale Uniunii Europene în sezonul 2021-2022 s-au ridicat la 16,37 de milioane de tone, în creștere cu 7,6% de la 15,22 de milioane de tone în sezonul precedent. Jumătate din porumbul importat de Uniunea Europeană în sezonul 2021-2022 a venit din Ucraina. În schimb, la orz, exporturile Uniunii Europene au scăzut cu 6,1% în sezonul 2021-2022 până la 6,97 de milioane de tone, de la 7,42 de milioane de tone în sezonul 2020-2021. În acest caz, România a fost al doilea mare exportator de orz din Uniunea Europeană, cu 1,735 de milioane de tone exportate, fiind devansată tot de Franța, cu 3,314 milioane de tone de orz exportate în sezonul 2021-2022. Comisia Europeană subliniază că aceste date se bazează pe cifrele vamale furnizate de cele 27 de state membre UE și este posibil să fie revizuite în săptămânile următoare.